cele din SAS. Să ne hotărâm de fapt pe cine să premiem, dar este o zi de sărbătoare. Eu vă mulțumesc din suflet că mă face să mă simt atât de bine în mijlocul vostru. Și ce am zis că învățăm de la voi, am fost foarte sincer și este adevărat. Atât la proiectul multicultural, Crăciunii Multicultural, cât și acum și în alte multe alte proiecte, aveți darul de a ne învăța ce înseamnă devotamentul. Stimați copii, să știți că meritați tot bine din lume și tot ce se întâmplă în această școală pentru voi. Pentru că și voi ne răspundeți prin ceea ce faceți. Aș dori înainte să înceapă concursul. Numai puțin, domnul inginer din spate. Numai puțin, vă rog. Stimați copii, trei colegi de ale mele, în acest proiect s-au implicat la nivel de artă. Este o artă când profesorul se apleacă până la vârsta, inteligența și nivelul vostru și hotărăște să se comporte la fel ca și voi. Meda, Larisa, Raluca, atunci când eram de vârsta voastră, să am și asemenea profesoare care să ne facă să ne simțim egali. Asta au făcut dânsele. Este artă în a fi profesor și să faci treaba asta. Succes! Aștept să ne distrăm la discotecă. Avem trei probe. Prima probă este proba de costume. Probă la care participă cine dorește din fiecare clasă. Fiecare va veni în față, se va prezenta, adică numele și clasa din care face parte, și își va prezenta personajul pe care îl joacă. Așa. La proba a doua, juriul va fi rugat să se plimbe pe la mesele voastre, să vă admire dovlecii. Este proba dovlecilor. Ultima probă, din nou participă cine dorește din fiecare clasă, este proba de scenete. Voi știați că trebuia să vă pregătiți câte o scurtă scenetă pe tema Halloween. Să vă citesc numele clasei pe rând, să veniți în față. Veți avea la dispoziție un minut, două, să vă așezați de coru, dacă aveți așa ceva pentru scenetă. Și apoi după cum spuneam, da? Prima probă, proba de costume. Îi rog pe toți cei care vor să participe la această probă să vină acum în față,